În primăvara acestui an, imediat după avaria care s-a produs la conducta principală de alimentare cu apă a municipiului Câmpul Lung și a comunelor limitrofe, administrația locală s-a gândit că este o urgență construirea unei noi surse de rezervă de alimentare cu apă. Discuțiile în Consiliul Local au fost aprinse la acea vreme și, ca un prim pas, s-a constituit o comisie care să se ocupe de lucrare. Pe la începutul lunii mai, lucrările au demarat în forță. Au fost denisipate vechile puțuri și s-au concesionat de la proprietari terenurile pe care se aflau acestea. De atunci și până astăzi, în privința conductei de rezervă, nu s-a mai putut face nimic. Piedica a fost realizarea unui proiect care a costat 40.000 de lei. După 4 luni, acest proiect a fost finalizat, iar în ședința de îndată de miercuri 9 septembrie, consilierii locali au aprobat suma de 550.000 lei din bugetul local pentru demararea lucrării. Totodată s-a ridicat și problema ca primăria să recupereze o parte din banii alocați, dacă Consiliul Județean va fi de acord să participe ca și cofinanțator la realizarea lucrării, ținând seama că din conductă vor fi alimentate și localitățile limitrofe municipiului. Am discutat împreună cu Consiliul și am fost de acord că e normal ca și Consiliul Județean să dea jumătate din această sumă. Noi avem un buget fără probleme și cofinanțarea întregii lucrări, dar asta numai după ce Consiliul Județean și spune punctul de vedere referitor la această cofinanțare. Adică e normal să nu mai ținem în loc lucrarea și să dăm scoatem la licitație cât mai repede să facem lucrarea. Dacă Consiliul Județean ne dă răspuns favorabil, facem în jumătate această lucrare, dacă nu, nicio problemă, compunul își permite să facă fără probleme lucrarea pădantică. Și, după cum a spus, de fapt, lucrarea cea mai importantă în momentul de față, ca să nu avem probleme cu rezerva de apă. Proiectul este foarte bun. Am studiat, împreună cu domnul Cicăriu și cu domnul David, mai mult proiectul. Proiectantul a proiectat și mai mult decât sursă de rezervă. Probabil sumele vor fi mai mici. Nu probabil, sigur sumele la licitație vor fi mult, mult mai mici. Dar trebuie alocați ca să dăm drumul. E luna septembrie, din luna aprilie tot căutăm soluții. În cel mai fericit caz, lucrările ar trebui să nu dureze mai mult de 3 luni de zile, însă ținând cont că proiectul se află în faza de licitație, care va mai dura ceva vreme, și că deja vremea se strică, s-ar putea ca lucrarea să se finalizeze undeva la primăvară. Până atunci, trăim cu speranța că vechea conductă de alimentare cu apă nu va mai avea probleme.